Bună seara! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Sunt Marius Bostan și am deosebită onoare să fiu moderatorul acestei manifestări. După cum știți din apelul nostru, inițiativa Repatriot a fost lansată de Romanian Business Leaders, o fundație care grupează peste 300 de oameni de afaceri români și care în această inițiativă își propune să ofere sprijin și să ofere consiliere și să ofere suport pentru cei care vor să dezvolte afaceri și în România. Din păcate, foarte mulți români au plecat de greu din țară, au plecat datorită condițiilor grele din România, au plecat să-și caute o viață mai bună, să caute să aibă succes în altă parte. Ne propunem să lansăm un mesaj către acei români care doresc să aibă succes în România, să fie atenți la chemarea noastră, la mesajele noastre și să ne urmărească. Anul acesta ne-am propus să... și deja am făcut câteva conferințe, am fost la Milano și la Torino și succesul de acolo ne-a încurajat foarte mult. Ne-am întâlnit cu peste 400 de oameni. Deja avem peste 100 de cereri în diverse etape pentru oferire de suport. Începutul a fost în februarie anul acesta și e un proiect susținut de voluntari, de oameni de afaceri care voluntar fac acest lucru. Nu avem o finanțare, să spun, guvernamentală. Este o acțiune pur și simplu inițiată de la firul ierbii și este susținută prin eforturile echipei de proiect. Obiectivul principal este să reclădim încrederea între diaspora și România. În momentul acesta, cumva, sunt două românii. Peste 20% din cetățenii României locuiesc în alte țări de adopție, deși sunt cetățeni români. În același timp, de multe ori sunt, de cele mai multe ori, sunt nerespectați de administrație, drepturile lor cetățenești de multe ori sunt ignorate. Noi ne propunem să deschidem o punte și să, nu știu, să întindem poate din experiența noastră, să dăm mai mult din experiența noastră și să încercăm să aducem să fructifice aceste oportunități care se deschid în România. În România sunt foarte multe oportunități. Nu știu, ele din păcate sunt necunoscute sau sunt prea puțin cunoscute. Sunt și multe piedici și bariere, sunt și multe greutăți, dar în același timp sunt oportunități fructificate de zeci de mii de firme străine, zeci de mii de firme mici, din Italia, din Siria, din Turcia, din Grecia și din multe alte țări. Sunt oameni care fac milioane în România în acest moment, datorită faptului că au spirit antreprenorial, că au o cultură antreprenorială și muncesc, poate muncesc din greu și știu să fructifice aceste oportunități. Noi considerăm că primul și cel mai important izvor de capital uman este format din românii care deja au o atitudine occidentală în fața muncii, au o atitudine corectă, dobândită prin această experiență în afara țării și am considerat că este un lucru atât de important încât și suntem foarte mirați că nici guvernul, nici administrațiile nu și-au pus ca țintă. Alte țări, Israel, Germania, Franța și foarte multe alte țări au programe extrem, extrem de importante pentru a-și atrage proprii cetățeni, pentru că ei sunt primul izvor de expertiză și sunt cei mai apropiați, de fapt, de țara. Fiecare neam, în final, are țara lui.
Deci cei mai apropiați de acea țară sunt cetățenii și cei care vorbesc limba acestei țări. În seara aceasta ne dorim să împărtășim din experiența noastră și să vă auzim. În același timp e foarte important pentru noi să vă auzim. În acest an ne propunem prin aceste conferințe să lansăm mesajul, să începem această campanie și să o consolidăm cu experiența voastră. Am lansat deja un sondaj. Toată lumea știe repatriot.ro, site-ul. E cineva care nu știe site-ul. Vă invităm să urmăriți acest site. Am lansat și un sondaj să înțelegem cât mai bine situația în care sunt românii. Noi am făcut cercetare, să spun așa, serioasă, am avut discuții cu foarte mulți români plecați. Eu personal am afaceri împreună cu români care au plecat și am făcut în România și avem firme în comun. Sunt un antreprenor, am participat în mai multe companii, în același timp sunt în managementul unor corporații, în același timp sunt și consultant financiar și pot să spun că am avut norocul să reușesc în România. Alături de noi, alături de mine, sunt oameni foarte importanți din România, pe care o să invit rând pe rând să se adreseze dumneavoastră și în același timp o să preluăm și intervențiile dumneavoastră din sală și apoi o să încercăm să legăm un dialog. E foarte important acest dialog pentru noi. Următoarele întâlniri o să fie organizate în Spania, la Madrid și în Valencia. Apoi o să facem de 1 decembrie o adunare mare la Alba Iulia, la care vă invităm, dacă sunteți în țară, să participați și să consolidăm acest mesaj către toată țara. Să consolidăm acest mesaj. Până acum, cred că avem peste 500.000 de vizualizări în rețele sociale, avem sute de oameni cu care intrăm în contact și încercăm să structurăm o platformă pentru anul următor de asistență care să aducă plus valoare. Pe parcurs eu o să punctez cu ce vă putem susține și ce putem face și așteptăm foarte mult de la dumneavoastră reacția și părerea dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și vreau să mulțumesc că ați răspuns. Aș vrea să evoc, datorită faptului că sunt la Londra și nu numai, memoria lui Ion Rațiu. Ion Rațiu a fost un reprezentant foarte important al diasporii românești, dintr-o familie foarte importantă românească, o familie de patrioți români, și a luptat pentru demnitatea noastră mulți ani aici la Londra. Ion Rațiu s-a întors în 90 imediat după Revoluție și a fost un om de afaceri de succes și în același timp un om politic care a lansat mesajul că România trebuie să fie în NATO și în Uniunea Europeană. A fost primul care a lansat acest mesaj, primul om politic român. Atunci nimeni nu l-a crezut, chiar la vot în 90 a luat destul de puține voturi. Dar după 25 de ani am ajuns în NATO și în Uniunea Europeană. Și datorită acestui fapt sunt niște oportunități în România. Poate dacă nu eram acolo, poate eram Ucraina, vedeți ce se întâmplă în Ucraina, vedeți ce se întâmplă la est de noi. Lucrurile nu sunt consolidate în Europa în acest moment. Vedeți ce se întâmplă în ultimele săptămâni cu migrația din nordul Africii. Deci nu știm ce se va întâmpla, nimeni nu are un glob de cristal să știe viitorul. Dar Ion Rațiu a fost un vizionar. A spus că această ancoră occidentală e foarte importantă. Și sprijinul diasporei ca România să îndrepte în direcția bună a fost incontestabil definitoriu. Nu, România nu ar fi fost nici în Uniunea Europeană, nici în NATO, numai datorită oamenilor care erau în interior. Oamenii din exterior, atât din Statele Unite, cât și de la Londra, cât și din Franța și din alte țări importante, au militat pentru acest ideal. La fel cum în 1848, nu au fost mai mult de 100 de români care au construit România modernă, deci un eveniment important, 1848, în 1918 la fel, tot diaspora, deci în momentele astrale, importante ale României, diaspora a avut un cuvânt extraordinar de spus. Ca să nu mai spun de ultimele alegeri, să nu intrăm în
în ultimele evenimente, ultimele două, trei tururi de alegeri, a fost, eu zic, a fost hotărător. Mesajul, nu neapărat numărul de voturi, și numărul de voturi a fost important, dar mesajul transmis a fost extrem de important pentru țară. Considerăm că e datoria noastră să încercăm să nu mai fie două Românii. Nu trebuie să mai existe două Românii. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să așteptăm să facă statul ceva sau autoritățile. Eu cred că dacă se strâng 100 de oameni de afaceri importanți, pot da ora exactă. Deci fără discuții. Dar oameni inteligenți și care doresc binele țării, important e să fie dispuși un pic la sacrificiu și la un pic de acțiune.